Salut, sunt Dragomir Mihai și astăzi o să învățăm împreună cum să ne facem propriul formular de contact pentru platforma noastră de WordPress. O să avem nevoie de un modul, plugin, pentru a face acest lucru. Există multe astfel de module, dar eu o să vi-l prezint pe cel mai simplu de folosit. Ok, accesăm panoul de control, mergem la module, adaugăm modul, iar în bara de căutare o să scriem Easy Contact. Dăm căutare module. Primul nostru rezultat, Easy Contact. Dăm instalează acum. Îl și activăm în același timp. Iar undeva la setări ne-a apărut contact. Aici avem adresa pe care să ne vină mesajul, subiectul care o să ne apară și numele. Putem da și cu verificare, spre exemplu codul de securitate. Putem alege o simplă întrebare, un simplu calcul de matematică. What is the capital of France? Răspunsul Paris. O să lăsăm așa noi. Iar acestea sunt textele care o să apară pe mail și în același timp pe pagina de formular. Noi pentru a putea adăuga acest contact nu trebuie decât să mergem la pagini, adaugă pagină. Dacă aveți o pagină de contact, mergeți la editare. Eu am să creez una, contact, și o să trebuiască să adăugăm tagul Easy liniuță contact, cu paranteze pătrate și cu liniuță între. Dăm publică. Mergem la, accesăm site-ul. Accesăm pagina de contact și după cum puteți vedea, formularul ne-a apărut. Nume, email, website, mesaj, subiect, pardon, mesaj, și întreabă dacă vrem o copie pe email. Voi puteți pe pagina de contact să dezactivați comentariile, nu cred că și-au rostul aici, din moment ce avem prezent un formular. Cam asta a fost tutorialul meu de astăzi, cu altă ocazie am să vă prezint și varianta pentru un formular de contact mai avansat. Salutare!